Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu o nouă sugestie de model croșetat pentru proiecte de vară. Deci, un astfel de model poate fi folosit la bluzițe, la rochițe, atât pentru doamne, domnișoare, cât și pentru copii. El se lucrează foarte, foarte ușor, sunt 4 rânduri care seamănă, dar practic 8 rânduri care se repetă. De ce spun 8 rânduri? Pentru că în 4 rânduri se formează o secvență de acesta, dar ele fiind intercalate, sunt 8 rânduri care seamănă, da? Perfect între ele. Eu am lucrat aici modelul dus întors, cere mai multă atenție pentru margini ca să iasă drepte. Dacă lucrați circular, e mult, mult mai simplu. Eu am făcut aici și o schemă, deci de la rândul 1 până la rândul 9, am făcut până la rândul 9 ca să vedeți că se repetă perfect. Rândul 9 este exact ca și rândul 1, pornește exact la fel. Puteți face pur și simplu două dreptunghiuri cu acest model și cu un fir de bună calitate, cum e acesta Perle 5 de la www.firdetricotatpovesti.ro. E un bumbac mercerizat cu care se lucrează foarte, foarte ușor. Are, firul este moale, dar are și luciu. Arată foarte bine toate lucrările făcute cu acest fir. Se poate călca direct, se spală la mașina de spălat, fără, la fel ca și celelalte hăinuțe, deci nu e pretențios. Bun, deci dacă faceți două dreptunghiuri cu modelul acesta și cu un astfel de fir, sau cu ce fir aveți în casă, și coaseți apoi la umeri, coaseți pe laterale, ați creat o bluză. Modelul fiind foarte frumos, spectaculos, foarte, foarte simplu. Puteți să vă copiați schema dacă vă este mai ușor să lucrați după schema. Deci puteți să-l folosiți la o grămadă de proiecte de vară. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Am văzut că din ce în ce mai multe veniți și pe canalul celălalt al meu de mâncare cu savoare. Treceți pe acolo, pregătesc în perioada următoare și rețete pentru Paște. Haideți să pornim la lucru, să vedeți cât de frumos se face și cât de ușor se face un astfel de model. Puteți să vă faceți o mostră. Astfel știți exact pe câte ochiuri să începeți proiectul vostru, puneți pe o bluză de-a voastră cu astfel de mostră și vedeți exact pe cât începeți, indiferent că lucrați pentru XXXL sau pentru o fetiță de 5 anișori. Da? Este super modelul și merită să-l folosiți în proiectele voastre de vară. Haideți să pornim la lucru cu drag și voie bună. Împreună, de ce nu? Deci pentru a crea modelul avem nevoie de multiplu de 10 plus 3. Eu am pus 43 de ochiuri și am făcut și un rând de piciorușe scurte pe ochiuri pentru a avea o bază mai solidă a modelului. Voi folosiți după cum aveți nevoie. Cum e modelul? 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu. Deasupra piciorușului scurt următor, în următorul, picioruș dublu. Acum, 2 ochiuri de lanț, la bază numărăm 1, 2, 3, în al patrulea, facem 2 piciorușe duble, 1 și încă 1, în același loc, alături în următorul un picioruș dublu, în următorul 2 piciorușe duble. Deci am făcut o grupă de 2 piciorușe duble, 2 piciorușe duble în același loc, un picioruș dublu și încă 2. 2 ochiuri de lanț. Sărim 1, 2, 3 în al patrulea, un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. Repetăm secvența anterioară. Deci sărim 1, 2, 3 în al patrulea, 2 piciorușe duble, în următorul un picioruș dublu, în următorul 2 piciorușe duble, 1 și încă 1. Două ochiuri de lanț, sărim 1, 2, 3 în al patrulea, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și repetăm secvențele, exact cum am făcut până acum.
am încheiat rândul, tot cu două piciorușe duble, la fel cum am și început rândul. Rândul următor, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întoarcem. Deci la rândul 2, deci am făcut cele 3 ochiuri de lanț, acum 2 ochiuri de lanț și deasupra primului picioruș din grupa celor 5 facem 3 piciorușe duble, 2, 3, un ochi de lanț, deasupra ultimului picioruș 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț între grupe, am făcut și am desfăcut și de aceea s-au lăbărțat puțin ochiurile, dar se vor așeza. Deci am făcut 3 ochiuri de lanț și trecem la secvența următoare. Aici, deci 3 piciorușe duble, 1 ochi de lanț, deasupra ultimului picioruș, 3 piciorușe duble. Și așa facem până la sfârșitul rândului, indiferent câte secvențe avem. Și 3 ochiuri de lanț între secvenții. Continuăm până la sfârșitul rândului. Am ajuns aproape de sfârșitul rândului și trebuie să încheiem rândul la fel cum am început, adică facem 2 ochiuri de lanț și picioruș dublu în al treilea ochi de lanț aici, deci deasupra ultimului picioruș. Și am încheiat și rândul 2. La rândul 3. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întoarcem, facem încă un picioruș dublu aici în capăt, deci avem 2, vom avea o dată 2, o dată 1 aici, cred. Aproximativ. Bun. Așa, am făcut picioruș dublu și acum 3 ochiuri de lanț între cele două grupe pe sub ochiul de lanț singur, 3 piciorușe duble, 3, acum 3 ochiuri de lanț pe sub cele 3 ochiuri de lanț de pe rândul anterior, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, între grupe, 3 piciorușe duble. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Foarte simplu. 3 ochiuri de lanț. Aici, un singur picioruș dublu. Continuăm și la sfârșitul rândului 3. Trebuie să încheiem rândul, exact cum l-am început. Deci, vom face un picioruș dublu pe sub ochiurile de lanț și încă un picioruș dublu, 1, 2, în al treilea ochi aici. Și în felul acesta, că ăsta e cel mai greu lucru la o bucată de aceasta dus întors, ca marginile să iasă perfect drepte. Rândul 4. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș. Deasupra celui de-al doilea picioruș de aici facem 2 piciorușe duble. Circular e mult mai ușor pentru în ceea ce privește marginile. Acum, 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Unde avem 3 facem 1, unde avem 1 facem 3. Deci 3 ochiuri de lanț aici, deasupra celor 3, exact pe mijloc. Facem un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, unde avem 1, facem 3. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Unde avem 3, facem 1, exact pe mijloc. 3 ochiuri de lanț, unde avem 1, facem 3. Și
așa facem până la sfârșitul rândului. Am încheiat rândul 4 exact cum l-am început, deci am făcut ultimele două, pe penultimul picioruș, două piciorușe duble și pe ochiurile de lanț, deci în al treilea ochi de lanț, un ultim picioruș. Trebuie să arate identic. Bun. Rândul 5 e singurul rând unde între secvențe facem două ochiuri de lanț. Nu mai facem trei. Trei ochiuri de lanț. Deasupra celui de-al doilea picioruș facem un picioruș dublu. Deasupra celui de-al treilea picioruș facem două piciorușe duble. Unu și încă unu. Două ochiuri de lanț. Unde avem piciorușul singur facem tot unu și de data aceasta. Două ochiuri de lanț și aici pornim din nou o secvență de aceea, un desert. Așa, cum facem? Facem două piciorușe duble deasupra primului. Seamănă cu rândul 1. Două piciorușe deasupra primului. De fapt, se repetă într-adevăr de la rândul 1. Doar că s-a așezat intercalat. Deasupra celui din mijloc, unul singur. Deasupra ultimului, două. Unu și încă unu. Acum, două ochiuri de lanț. Unde avem unul singur, facem unul. Două ochiuri de lanț. Deasupra primului, două. Unu. Și încă unu. Deasupra celui de mijloc, unul singur. Deasupra celui de-al treilea, două. Și așa terminăm rândul, având grijă la sfârșitul rândului, să procedăm exact ca la începutul rândului. Da? Adică să avem patru piciorușe aici. Exact cum am procedat și la sfârșitul rândului 5, deci v-am spus atenție, deasupra, deci avem trei piciorușe pe rândul anterior. Deasupra primului două și apoi câte unul deasupra următoarelor. Rândul 6. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Se repetă rândul 2. Încă un ochi de lanț de departajare. Deasupra ultimului picioruș de aici facem 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Sărim. Deasupra primului din cele 5 facem 3 piciorușe duble. Și v-am spus, e exact ca rândul 2. 2, 3, 1 de lanț și facem 3 și deasupra celui de-al 5. 1, 2, 3. Practic aici la începutul rândului e o jumătate de secvență, de aceea am făcut, deci e un picioruș dublu care delimitează jumătatea, ochiul de lanț și grupa, da? Bun, acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț, continuăm. Facem de o parte și de alta cele 3 piciorușe duble, deci la toate secvențele. 3, deasupra primului aici, un ochi de lanț și acum 3 deasupra ultimului aici. Și astfel terminăm rândul. Avem grijă la sfârșitul rândului să facem exact ca și la început. Am încheiat rândul 7, deci cu o grupă de 3 deasupra primului picioruș, un ochi de lanț și picioruș dublu exact pe ochiurile de lanț, în al treilea aici. Rândul 7. 3 ochiuri de lanț. Pe sub ochiul de lanț de aici, două piciorușe duble. 1 și încă 1. 3 ochiuri de lanț, pe sub cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, între grupe 3 piciorușe duble, 1, 2, 3,
1, 2, 3 ochiuri de lanț, pe sub cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Mă grăbesc. Între grupe, aici, 3 piciorușe duble. Și astfel continuăm până la sfârșitul rândului, indiferent cât de multe secvențe avem. Da? Foarte simplu. Uitați că deja se formează modelul și se vede. Vedeți ce frumos iese? O frumusețe, o frumusețe. Se merită și va arăta spectaculos pe bluzițe de vară. Haideți să vă mai arăt totuși următoarele două rânduri măcar. Deci am încheiat rândul, am făcut două piciorușe duble pe sub ochiul de lanț și un ultim picioruș dublu în al treilea ochi de lanț. Deci începutul și sfârșitul de rând trebuie să fie identici. Cum am tot repetat. 1, 2, 3. Mai ales că circular e frumos, deci dacă aveți multiplu de 10, vă ies secvențele circular lucrând de jur împrejur, nu mai aveți nevoie de părțile acestea de margine. Doar se repetă pașii din interiorul rândului. Așa, am făcut primul, cele trei ochiuri de lanț, picioruș dublu deasupra celui de-al doilea, la rândul 8, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, deasupra unde avem 1, facem 3, acum se repete rândul 4, ăsta era asemănător cu rândul 3. 3 ochiuri de lanț, unde avem 3, facem 1. Un, două, trei ochiuri de lanț, unde avem 1, facem 3. Unde avem 3, facem 1. Așa facem până la sfârșitul rândului. Și am terminat rândul. Deci, practic, sunt 4 rânduri care se repetă. Deci am făcut rândul 8, care seamănă cu rândul 4. Rândul 7 cu rândul 3. Da? Uitați, dacă vă uitați pe ele, seamănă perfect. Doar că sunt așezate, vedeți secvențele de fiecare dată. Aici am început o nouă secvență între cele două de pe rândul anterior. Atât. Deci dacă lucrați circular este mult, mult mai ușor. Dar și așa, lucrată bucată, poate vreți să faceți o bluză prinsă, adică să faceți din față și spate, sau ce știu eu la ce proiect puteți să-l folosiți modelul acesta frumos, spectaculos. Deci pe o bluză iese o frumusețe. Și de aici încolo, deci așa cum am spus, rândul 8 cu rândul 4, rândul 7 cu rândul 3, rândul 6 cu rândul 2, rândul 5 cu rândul 1. Acum, din nou, se repetă rândul 1. Deci, unde avem 3, facem 2 piciorușe duble deasupra primului, 1 singur aici, 2 aici, 3 ochiuri de lanț, se lucrează doar deasupra secvențelor. Exact ca la rândul 1 sau ca la rândul 5. Atâta tot. Eu voi mai face măcar încă o secvență ca să se vadă pe bucată mai mare cam cât de frumos se vede modelul. Da? Eu sper să vă fie de folos și să-l folosiți în proiectele voastre. Mie mi-este tare drag. Și am mai făcut, dragile mele, încă o tură de model să vedeți cât de frumos poate să iasă. No? E superb pentru proiecte de vară, indiferent că lucrați pentru voi, doamnelor, sau că lucrați pentru copilași. Eu am făcut și o schemă. Că m-am gândit că poate sunt persoane care lucrează mai ușor după schemă. Puteți să faceți un print screen și să vă faceți schema cu pixul, așa cum am făcut-o și eu, și este foarte simplu. Cum puteți lucra o bluză? Extrem de simplu. Fie faceți două bucăți, fie dintr-o bucată, dar din două bucăți este mult mai simplu. Faceți. Da, stați că nu scrie pixul. Nu e mult. Faceți două dreptunghiuri cu modelul acesta. Pur și simplu. Apoi, coaseți la un număr, coaseți în partea aceasta, lăsați pentru mânecă, coaseți aici sau prindeți cu croșeta pe dos. E foarte, foarte simplu. Și în partea asta la fel și aveți o bluză. Da? Extrem de simplu.
extrem de simplu și se poate adapta pentru oricare mărime vă doriți. Modelul este spectaculos, dacă lucrați și cu un fir prețios cum e acesta, e perle 5 sau perle 5, e un bumbac mercerizat care se lucrează foarte, foarte ușor și e spornic, cu siguranță va ieși o bluză foarte, foarte frumoasă. Eu sper să vă fie de folos modelul meu și să-l folosiți în proiectele voastre. Vă îmbrățișez cu tot dragul din lume. La revedere!